Guvernul va decreta mâine zi de doliu național pentru românii care au murit în cutremurul de săptămâna trecută din Italia. Premierul Dacian Cioloș a făcut acest anunț, adăugând că niciun român nu mai este dat dispărut în urma tragediei. Premierul Dacian Cioloș a declarat cu ocazia vizitei în Italia că va propune ședința de guvern de azi o zi de doliu național pentru românii ce au murit în cutremurul din Italia și că cel mai probabil această zi va fi joi, 1 septembrie. Ministerul Afacerilor Externe precizează că a fost identificată și ultima persoană de cetățenie română semnalată ca dispărută în urma seismului din Italia, aceasta fiind în viață. Am văzut și durere, dar am văzut și optimism și m-am bucurat pentru asta. Sunt familii care au rămas fără case și le-au văzut distruse în câteva ore. Își pun acum întrebări legate de ce o să facă. Dacian Cioloș a participat ieri la funerariile de stat din Italia pentru victimele cutremurului de săptămâna trecută alături de ministrul muncii Dragoș Pâslaru. Potrivit datelor MEAE, 11 români au murit în cutremur, 6 sunt răniți și aproximativ 30 de români se află în taberele de sinistrați.